Domnule președinte, stimați colegi, am asistat în weekend la o revoltă demnă de parodiile lui Charlie Chaplin. Nu vreau să analizez ce s-a întâmplat cu Prigojin, ori cât a fost de speriat dictatorul de la Kremlin de bandele de mercenari Wagner. În schimb, doresc să subliniez cât de profund pot distruge un stat corupția și lipsa unor instituții care să funcționeze corect pe sistemul checks and balances. Armata Rusiei era, cândva, una redutabilă. Numai că o parte a banilor destinați înzestrării sale a ajuns în conturile ofițerilor superiori prin diferite modalități împrumutate și la noi. Așa că a ajuns de râsul lumii, făcând proba incompetenței sale și a dotărilor demne de lumea a treia pe câmpurile Ucrainei. Dacă armata nu este capabilă și din motive de drept internațional nu poate conduce acțiuni criminale în străinătate, atunci sunt bune organizațiile militare private. Mai ales când în jurul țarului sunt destui oameni de afaceri care știu să obțină profituri din rapturi teritoriale sau furtul resurselor unor țări din Africa. Iar când acestea acumulează bani și putere, în detrimentul instituțiilor statului, însăși existența acestuia este pusă în primejdie. O armată privată, care pune stăpânire pe orașe importante sau înaintează în armată sute de kilometri către capitală, este dovada unor instituții statale parazitate, măcinate de corupție și interese mafiote. Acum s-a demonstrat câtă dreptate avea regretatul senator american John McCain. Vă amintiți vorbele lui spuse în urmă cu un deceniu? Rusia e o benzinărie condusă de niște mafioți care aspiră să fie o țară. În ce mă privește, sunt fericit din două motive. În primul rând, de această dată suntem dincolo de cortina de bombe și sărăcie pe care Moscova încearcă să o arunce iarăși peste estul Europei. În al doilea rând, niciun om de bun simț nu mai poate acum suspina după puterea și tradiționalismul Rusiei lui Putin. Pentru cel puțin o generație, Rusia a demonstrat că nu poate oferi decât moarte, corupție și dictatură. Vă mulțumesc!